Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Eli Roman, urmăriți special B1 TV. Războiul Israel-Hamas a ajuns în ziua 29. Lovituri și contralovituri grele la granița cu Libanul. Hamasul anunță că aproximativ 9500 de palestinieni au fost uciși până acum. Premierul Netanyahu a declarat în urma întâlnirii avute ieri la Tel Aviv cu Anthony Blinken că respinge ideea unui armistițiu temporar fără eliberarea celor 240 de ostatici duși în Gaza. Secretarul de stat american Anthony Blinken s-a întâlnit astăzi la Amman cu miniștrii de externe saudit, qatarez, emiratez și egiptean, precum și cu reprezentanții palestinieni. Acesta a declarat după întâlnirea cu miniștrii arabi că țările din Orientul Mijlociu au jucat un rol esențial în prevenirea răspândirii conflictului Israel-Hamas. Între timp, acasă, toți ochii sunt ațintiți asupra proiectului noii legi a pensiilor. Ministerul Muncii a prezentat marți proiectul în cadrul ședinței Coaliției de Guvernare. Legea, care este asumată prin PNRR, are la bază mai multe principii, printre ele cel al obligativității, al contributivității, al egalității, respectiv al stabilității asigurării la asistență, la sistemul public de pensie a tuturor pensionarilor. Discutăm despre aceste subiecte aici, la B1 TV, alături de invitații mei și ai dumneavoastră. Dați-mi voie să vi prezint. Cristina Chiriac, președinte CONAF, doctor în economie. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Din Israel ni se alătură, mai exact din Rishon LeZion, Sorin Ganot, viceprimarul Rishon. Bună seara, domnule Ganot. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Bună seara. Bun, informațiile care vin din Orientul Mijlociu în urma turului acesta diplomatic pe care îl face Anthony Blinken și toate discuțiile pe care le-a purtat pe parcursul acestei zile, iată că vine la oarecea liniștire a faptului că acest conflict nu ar trebui să se răspândească și Pentagonul susține de altfel acest lucru că tot ceea ce se întâmplă va fi doar la nivel acolo local, Israel-Hamas. Statele Unite însă consideră că o încetare a focului în ofensiva militară a Israelului în Gaza ar permite grupului militant palestinian Hamas să se regrupeze și să efectueze atacuri similare cu cel din 7 octombrie. Este declarația făcută cu puțin timp în urmă de secretarul de stat Anthony Blinken. Acest atac, să nu uităm, a ucis peste 1400 de oameni, cel mai grav atac din istoria Israelului. Sunt imagini în direct din Iordania, de la Amman, acolo unde au loc aceste întâlniri diplomatice și unde ministrul egiptean de externe spune că Egiptul depune toate eforturile pentru a oferi ajutor și a trata răniții din Gaza, adăugând că țara va continua aceste eforturi. El reia de altfel apelul națiunilor arabe pentru o încetare a focului imediată și intensivă în Gaza, fără nicio condiție. Din declarațiile făcute de Anthony Blinken după întâlnirea cu acești miniștri ai țărilor arabe, spune că a discutat și despre modalități de accelerare și de extindere cu privire la livrarea susținută de ajutor în fâșia Gaza. Adăuga Blinken că 100 de camioane trec prin Rafah în fiecare zi, dar asta nu este suficient. Mă întorc însă la ce se întâmplă și în Israel. Iată, după aproape o lună de război, domnule primar Sorin Ganot, și să vorbim puțin și despre orașul pe care îl păstoriți, pentru că nici aici, să spunem așa, ostilitățile nu au încetat. În discuția pe care o purtam în prealabil acestei emisiuni, îmi spuneați că este unul dintre cele mai puternic lovite orașe din Israel, Rishon LeZion. 102 lansări, 6 lovituri directe, 37 de răniți de la începutul războiului. Exact, din păcate avem onoarea dubie de a fi cea mai mult lovit oraș după Ashkelon și Ashdod, care sunt chiar aproape de graniță. Glumim între noi în Rishon LeZion că nu înțelegem ce vrea cu noi Hamasul, dar bătut în lemn avem, în paranteze, da, numai răniți și n-am avut cu mare noroc niciun mort, din cauza că populația noastră este foarte ascultă foarte bine toate regulamentele și intră direct în camerele blindate care le avem, nu toți au, dar
cine nu are cameră blindată merge afară în scări, care totuși e într-un fel apărat și chiar s-au salvat vieți. Adică am văzut din camere de securitate chiar cum a lovit racheta 5-10 secunde după ce omul a coborât în scări și a intrat într-un loc relativ sigur. Sigur. Așa că cu cât suntem foarte loviți, cum am spus, bătut în lemn, n-am avut niciun om mort, care asta este un mare noroc și așa să se continuă, adică să nu fie nimic, dar dacă o să fie, să fie așa relativ de bine. În timp ce discut cu dumneavoastră, rulează câteva imagini pe care le avem dinspre orașul Rishon, activitățile municipalității pe care le desfășoară în timpul acestui război. Toată lumea știe foarte exact ce are de făcut. Iată, drone pregătite, chiar și armament am văzut în aceste imagini, domnule viceprimar, și evident, primul ajutor acordat răniților în urma bombardamentelor Hamas. Da, după șocul groaznic care cred a avut toată țara Israel, ce s-a întâmplat în sâmbătă asta neagră, se spune că cine s-a ars cu apă fierbinte după aia suflă în iaurt, mi se pare că așa îmi spunea bunica mea, așa că am reușit să imobilăm 650 de voluntari în Rishon LeZion, afară de sute de polițiști și sute de polițiști urbani ca poliția, cum se spune ca în București, poliția urbană, adică nu știți la ce mă refer. Poliția municipală, da. Exact, poliția municipală. Și atunci avem încă 650 de civili care au fost soldați combatanți, care au primit mitraliere lungi, adică M16, și ei sunt o forță suplimentară foarte, foarte importantă, care atunci avem încă multe mașini cu gen poliție care merg și dau securitate și siguranță pentru toată populația, ca să nu, cel puțin în primele săptămâni după șoc, să fie relativ liniștiți la ei acasă. Spuneți-mi, cum privesc locuitorii din orașul Rishon, iată, această ofensivă, 29 de zile, cu ce ochi privesc toate declarațiile, iată, pe care le fac autoritățile izraeliene, toate eforturile diplomatice din regiune, concentrate în Qatar și Amman, în credere că se va face dreptate? Cum am spus de multe ori datele trecute, de data asta tot poporul nostru este unit complet, adică după ce s-a întâmplat în sâmbătă asta neagră, masacrul ăsta despre cu organizația asta sinistră, ISIS, Daesh, Hamas, n-avem încotro numai până la victoria finală, adică nicio populație nu o să mai stea pe graniță după ce au intrat teroriștii ăștia care au ucis, au decapitat, au răpit, au violat femei, au tăiat capete, adică niște lucruri că știu că acum este un film special care vrea să-l arate și la ONU, cu cât la început de film de groază, dar după ce au văzut oameni au vomitat, au ieșit afară, așa niște lucruri, nici în filme de acum 2000 de ani n-am văzut. Așa că toată populația spune, suferim că trebuie, stăm în camere blindate, mergem în armată, facem tot ce trebuie, dar de data asta terminăm odată cu întotdeauna cu pericolul ăsta din sud, care întotdeauna ne auto convingeam că poate o să ajungem cu ei la o pace cu așa niște monstre, nici nu spun animale, că nu sunt animale. Animale omoară pentru să mănânce, ăștia au omorât pentru genocide. Sunt monstre, cu așa niște monstre, n-avem nicio șansă pentru pace, așa că numai ne luptăm, îi terminăm, îi eliminăm de pe pământul lângă noi și atunci cred că poate o să ne întoarcem la o siguranță, dacă se poate spune așa. Mulțumesc tare mult, domnule viceprimar Sorin Ganot, pentru această intervenție aici la B1 TV. Urmărim derularea acestui conflict și toate informațiile care vin din plan extern în urma acestor, iată, discuții diplomatice, negocieri, dar și ofensive care nu încetează în această perioadă. Ne întoarcem însă la ceea ce ne doare și pe noi și pe mulți dintre cei care ne urmăresc, și anume pensionari.
nu puțin la număr, vreo 4,7 milioane de pensionari, pentru că proiectul noii lege a pensiilor a fost lansat în dezbatere publică marți seară, iar executivul de la București ar vrea ca acesta să fie adoptat în procedură de urgență. Fără adoptarea legii privind acest sistem public de pensii, guvernul nu poate cere aproape 3 miliarde de euro de la Comisia Europeană, aferente de altfel tranșei a patra din banii de la PNRR. Cât va reduce însă din acest dezastru noua reformă a pensiilor, vom discuta în minutele următoare alături de Cristina Chiriac. Cristina, cum se vede toată această nouă, acest proiect al noii legi a pensiilor, care se vrea să aducă echitate, sustenabilitate, egalitate, contributivitate? Sunt cuvinte prea mari pentru un astfel de proiect? Pe de o parte stau și mă gândesc că, venind după tema extrem de sensibilă pe care ați prezentat-o, că avem și noi războiul nostru de vreo 30 de ani. Dacă facem o analiză în toți acești 3 ani de zile, cred că principalul subiect care este inepuizabil este cel al pensionarilor și al pensiilor. În consecință, ce pot să vă spun este ce mă îngrijorează sau dacă mă îngrijorează ceva din ceea ce este trecut în noul proiect de act legislativ, ci mă îngrijorează sursa cu care o să finanțăm toate aceste majorări, adică principiul contributivității, principiul egalității și așa mai departe. Sunt principii clar europene, acceptate. Am văzut că se modifică limita de pensionare pentru femei. Luăm în calcul că avem populație preponderentă. Înțelegem că în marea majoritate a țărilor din Uniunea Europeană există această egalizare de pensionare, chiar dacă în România a venit mai târziu. Cu toate acestea, sensibilitățile noastre ale celor care contribuim la bugetul de pensii sunt legate de faptul că, uite, eu, de exemplu, când voi ieși la pensie peste 15 ani, cum o să arate bugetul? Pentru că dacă facem o analiză simplă a tot ceea ce înseamnă natalitate, de exemplu, în ultimii 30 de ani, suntem pe un spor natural negativ. Să ne aducem aminte că am avut perioade de vârf când numărul pensionarilor în România depășea numărul contribuabililor, adică al celor care sunt angajați. Mai departe, dăm ceva mai bine acum. Avem 6,5 milioane de angajați la 4,7 astăzi. Milioane de pensionari. Astăzi, peste 7 ani, lucrurile se vor schimba, pentru că vor ajunge acea celebră generație de decreței, va ajunge în pragul de a ieși la pensie și atunci se va debalansa. De aceea spun de foarte multe ori că atenția trebuie să fie mărită și că această balanță pe care trebuie să o ținem în permanență echilibrată este extrem de fragilă. Dacă nu o să avem o clasă puternică de antreprenori care să aibă capacitatea efectiv de a-și mări flotele de resurse umane care să poată să contribuie la bugetul, nu doar la bugetul pensiilor, la bugetul asigurărilor sociale, în general la bugetul de stat, mi-este teamă că o să trăim din împrumut în împrumut, așa cum se întâmplă și în gospodăriile cele mai mici din România, și că în permanență nu o să ne ajungem, în permanență o să avem același subiect de dezbatere: ce facem cu deficitul bugetar, cum îl umplem, de unde ne împrumutăm, care sunt dobânzile și ce facem pentru următorii ani. Din păcate, tot ceea ce am văzut în ultimii 30 de ani a fost gândirea pe termen scurt și foarte scurt. Ce facem acum? Păi facem până în iunie 2024, când terminăm cu alegerile, sau până în noiembrie 2024. În iunie începem cu europarlamentare și mai vedem în septembrie, când se face, iată, o nouă recalculare a acestor pensii, pentru că au anunțat guvernanții noștri că vom avea două majorări cu ghilimelele de rigoare: indexarea de la 1 ianuarie a pensiilor cu 13,8% rata inflației, respectiv de la 1 septembrie 2024 această recalculare a pensiilor, care va aduce pentru unii dintre pensionari chiar și 40% majorare. Să dea Dumnezeu să vedem lucrurile acestea. Pe de altă parte, pe mine mă mai îngrijorează un aspect. Am crezut că am scăpat de paradigma aceea când demnitarii al statului român vin în platourile de televiziune și se apucă să facă analiza și să spună: domne, știți, România a ajuns în situația asta pentru că a fost la guvernare PNL, PSD, UDMR și USR și așa mai departe, uitând să se concentreze pe soluții, ce avem de făcut acum, fără să mai tot reamintim ceea ce s-a întâmplat în
înainte. Pentru că ar fi frumos să facem lucrul acesta să ream timp ce s-a întâmplat înainte de a veni la guvernare, dacă ar exista și o lege a responsabilității demnitarului. Atâta timp cât nu există această lege de responsabilitate sau și pe memoria, cine să urecheze eventual, să-l tragi la răspundere. Atunci, da, mai fiecare greu face ce poate pe bucățica lui și după 6 luni sau un an de zile o mai vedea. Hai să vedem cum, cu ce ochi privesc pensionarii acest proiect al pensiilor, al legii pensiilor. Silvia Petre, președintele Asociației de Pensionari Timiș, este în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, doamnă, vă mulțumesc tare mult! Bună seara dumneavoastră, invitațiilor și telespectatorilor. Cum arată, doamnă, această nouă lege a pensiilor? Face dreptate pentru pensionarii din România? Stimată doamnă, eu nu pot să cred că această lege nouă va fi pusă și în funcțiune. Nu de voi ce, crede, doamnă, niciodată, deoarece legea 127 a fost votată, promulgată în Monitor Oficial și semnată de președintele României. Eu mă aflu în proces cu Guvernul României pentru această lege. Eu, dacă voia să se facă dreptate, cel puțin acum în ultima oră, deci nu se dădea această inflație în procente, se dădea în sumă fixă la toți pensionarii. Pentru că și cel cu 1500, ca și cel cu 10.000 pensie, tot cumpără din piață, tot la fel plătește prețurile. Deci nu este corect dată inflația în procente. Deci asta o spun pentru toți pensionarii. Eu am făcut apel și la centrala sindicală la București și vă spune tuturor că nu putem fi de acord, pensionarii care au muncit cinstit, să fim de acord cu procente la inflație. Deci eu nu voi crede că se va face dreptate în lege. De ce? Legea 127 a cuprins pentru soțul supraviețuitor, pentru grupele de muncă, pentru absolut toate sporurile și așa cum a arătat doamna, se putea pune în aplicare dacă se dădeau normele metodologice. Dar este amânare, tragere de timp și minciună pentru pensionar, pentru că este an electoral. Noi suntem mulți, dar nu și proști, cum ne cred ei. Bun, acum este la ora actuală, nu vom crede pe acești mincinoși la ora actuală că și-au bătut joc de noi. Deci eu la ora actuală și-au dat silința, doamnă, ca să mă pun eu în avocatul autorităților. Aștept răspunsul de la Înalta Curte și mă voi îndrepta spre CEDO. Voi face cunoscut la Bruxelles toată povestea pensionarilor români. Nu se poate așa ceva, să-și bată joc de noi. Doamnă, asigur că dacă nu se va face nicio recalculare în luna septembrie. Nu cred. O să vină acum președintele Casei de Pensii să ne asigure de acest lucru. 4,7 milioane de pensii vor fi recalculate conform noii formule de calcul. Și ne-au asigurat că nicio pensie... Mai mult decât să fie în Monitor Oficial. A fost legea în Monitor Oficial și n-a fost aplicată. Cum puteți să credeți așa ceva? Că draftul nu corespunde în fiecare zi tot ce dă în fiecare seară. Deci doamna ministră e de bună credință, dar dânsa nu știe la ora actuală că nu sunt bani pentru pensionari. De ce trebuie să ne mintă? Face la fel ca domnul Budăi. Cel puțin a avut bunul simț și și-a dat demisia. Dar la ora actuală ce face cu domnișoara asta, doamna tânără? Nu se poate, noi nu mai credem. Poate au identificat ei acolo o luminiță în tot această lege. Au identificat niște surse pe care noi nu le știm încă. Deși așa cum a spus doamna, nu sunt bani pentru noi, vă asigur eu. Anul viitor o să fie iară scandal, o să rupe guvernarea și nu o să adee pensionarilor nici un ban. Haideți să vedem. Vă mulțumesc tare mult, doamna Silvia Petre, pentru această intervenție. Vreau să ne liniștească sau să liniștească toți pensionarii din România. Președintele Casei de Pensii, Daniel Baciu, este în legătură directă cu noi. Bună seara, domnule președinte, vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Dacă ne auziți, încercăm să restabilim... Alo, mă auziți? Eu vă aud. Dacă și dumneavoastră, bun, ar fi ideal să răspundem și vă și vedem acum, cred, da? Bună seara, mulțumesc! Domnule Baciu, ați văzut îngrijorarea
doamnei pensionară, președinte a pensionarilor din Timiș, că nu vor fi bani pentru această indexare și nici măcar pentru recalculare care va fi făcută de la 1 septembrie 2024. Cum îi asigurăm pe acești oameni, pe pensionarii țării, că avem resursele financiare necesare acestor două majorări, dacă le putem spune? Prima indexare la 1 ianuarie, respectiv recalcularea pensiilor. Avem oare o întârziere, dar nu vă auzim. Am auzit și eu mai înainte pe doamna Silvia Petre. Într-adevăr, avea niște dubii cu privire la aceste majorări care se acordă. Mă auziți? Vă auzim. Eu vreau să vă spun că această lege, acest proiect de lege, de fapt, că despre asta discutăm, despre un proiect de lege la care am muncit foarte mult, atât colegii mei de la Casa Națională de Pensii și colegii de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Există acest proiect de lege este sustenabil în sensul că există surse financiare care să acopere aceste creșteri de pensie. Și aici mă refer în primul rând la creșterea valorii punctului de pensie de la 1 ianuarie 2024 cu 13,8%. Există o anvelopă de 16 miliarde care acoperă, de fapt, această creștere de la 1 ianuarie, dar de la 1 septembrie vom avea și o recalculare a tuturor pensiilor aflate în plată și există și pentru această recalculare există resurse în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru a face această recalculare. Nu vreau ca să fim sceptici, vreau să fim optimiști. Pentru că este o lege bună, cred că este cea mai bună lege a pensiilor din sistemul public din ultimii 20 de ani, care este în primul rând în sprijinul pensionarilor aflați în plată, dar și a pensionarilor care vor intra în plată când legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024. Avem informații date vis-a-vis de aceste pensii recalculate, câte dintre ele ar putea fi majorate? Înțeleg și pare că vă asumați acest lucru, că nicio pensie recalculată nu va fi mai mică decât cuantumul aflat acum în plată. Așa este. Este un principiu universal valabil în toate legislațiile de pensii din sistemul public. Dacă din formula de calcul este un cuantum mai mic, pensiile rămân la cuantumul cel mai avantajos care este în plată. Dar după recalcularea din la 1 septembrie 2024, în jur de 3 milioane de pensii vor crește, iar celelalte pensii vor rămâne practic la aceeași cuantum care se află în plată. Deci majoritatea pensiilor vor crește și de la 1 septembrie 2024, după creșterea de la 1 ianuarie 2024, care se aplică tuturor pensionarilor în plată, celor aproximativ 5 milioane de pensionari în plată. Din acești 3 milioane de pensionari ai căror pensii vor fi majorate în urma recalculării, care este creșterea medie pe care ați identificat-o, estimat-o pentru aceștia? Am auzit și de creșteri pentru unii de 40%? Așa este, aveți dreptate. Aici creșterile nu mai sunt la fel ca creșterea valorii punctului de pensie de la 1 ianuarie. Creșterile sunt diferențiate în funcție de parcursul profesional al fiecărui pensionar, în funcție de stagiul de cotizare realizat de către fiecare pensionar și în funcție, în principal, de anul când a ieșit la pensie, în funcție de legislația care s-a aflat în vigoare la momentul respectiv. Păi și atunci să vă întreb, care ar fi cei mai buni ani? Procentul de la 1 ianuarie, dar vor fi și creșteri mai mici. Deci, încă o dată spun că aceste creșteri vor fi în funcție de parcursul profesional pe care l-a avut și de istoricul pe care l-a avut în activitate fiecare pensionar. Bun. Spunea doamna Silvia Petre că nu este de acord cu această indexare cu procentul inflației de 13,8 și că ar fi trebuit făcută în sumă fixă. Pentru că e drept.
Cel care are pensia de 2500 de lei va primi 13,8%, e mult mai puțin decât va primi cel care are 5000 de lei și primește această indexare de 13,8. Aici oarecum echitatea nu mai e în atenție. Ba, nu, echitatea chiar funcționează. Credeți-mă, pentru că cel care a avut 2500 de lei, într-adevăr, a contribuit mai mult la sistemul public de pensii. Trebuie să respectăm, în primul rând, principiul contributivității. Ar fi total neconstituțional să dăm la unele persoane mai mult decât merită, în funcție de contributivitatea pe care a avut-o fiecare la sistem. Tocmai pentru acest lucru se va da această majorare tuturor pensionarilor în plată de la 1 ianuarie cu 13,8, iar inechitățile acumulate de-a lungul timpului se vor rezolva prin recalcularea tuturor dosarelor aflate în plată, ceea ce se va întâmpla cu data de 1 septembrie 2024. Eu tot insist și aduc în atenția dumneavoastră această inechitate sesizată de la indexarea asta cu 13,8%. Dacă pensionarul are 2500 de lei, el va încasa mai puțin bani decât ăla care are 5000 de lei și îi aplicați acest procent de 13,8. Deci ăla cu 5000 va avea o pensie și mai mare decât... Ani, în ultimii 5 ani de zile aceasta a fost indexarea dată an de an. Pentru că este nu s-a făcut să în sumă fixă indexarea pentru că ar fi fost un impact bugetar prea mare. De fapt, nu se numește indexare, majorarea punctului de pensie după modelul elvețian, respectiv cu rata inflației, cât și cu creșterea reală a câștigului salarial mediu brut pe economie. Este normal să fie așa. Bun, nu s-a optat pentru această plată în sumă fixă pentru că ar fi fost un impact bugetar prea mare? Pentru că dacă îmi spuneți de modelul Elveției, acolo nu cred că sunt atât de mari echitățile între deci pensii. Acest lucru pe care văd că dumneavoastră tot insistați, nu s-a întâmplat niciodată în sistemul public de pensii, pentru că este total neconstituțional, pentru că valoarea punctului de pensie este una și se va aplica la tuturor, la toate pensiile aflate în plată. Bun. Faptul că sunt diferite cuantumuri în plată, este normal să fie așa în funcție de fiecare cât a contribuit la sistemul public de pensii. Bun. Ce mai aduce nou, domnule Baciu, acest proiect al legii pensiilor? Deci, în primul rând, cea mai mare noutate, pentru că cred că toată lumea știe lucrul acesta, este modul de calcul al pensiilor, a viitorilor pensii care, a viitorilor pensionari care vor intra în plată, cât și a recalculării după noua formulă de calcul. Practic, noua formulă de calcul înlătură inechitățile acumulate în sistem de-a lungul timpului și aici mă refer în primul rând, toată lumea știe lucrul acesta, sunt la contributivitate egală în momentul de față, există cuantumuri diferite în plată pentru că acel număr total de puncte a fost raportat la diferite stagii de cotizare care au fost de-a lungul timpului în funcție de legislația care a fost în vigoare la momentul respectiv. Practic, prin noua formulă de calcul, lucrurile acestea se elimină pentru că acest număr total de puncte se înmulțește cu un indicator VPR, se numește valoarea punctului de referință, și astfel se elimină aceste inechități. Practic, aceasta este, zic eu, cea mai mare noutate, respectiv formula de calcul pe care se recalculează toate pensiile aflate în plată și, bineînțeles, viitorii pensionari care vor aplica pentru o pensie din sistemul public. Vreau să vă spun că o altă noutate care este tot foarte importantă este faptul că la calculul pensii avem în vedere să luăm și alte sporuri care în momentul de față nu se află luate în calcul pe actuala legislație în vigoare și e vorba de aceste sporuri este vorba despre sporurile cu caracter nepermanent și mă refer în principal la acordul global ca principală formă de remunerare înainte de 1989. Dar și celelalte plata sporuri, cu ora, prime, al 13-lea salariu și tot ce înseamnă salarii brute la care s-a contribuit, la care s-a achitat contribuție de asigurări sociale. Pe noua legislație, aceste sporuri se vor lua în calcul, ceea ce în momentul de față
nu se iau în calcul, astfel încât oamenii care au lucrat, pensionarii care au avut aceste sporuri, va trebui să le, pe lângă formula de calcul, vor mai beneficia în plus la punctaj și de aceste sporuri cu caracter nepermanent, la care totuși s-a achitat contribuție de asigurări sociale de stat. Da, vom vedea și noi de îndată pe ecrane aceste principale modificări aduse legii pensiilor pe care le-am identificat în proiectul pe care l-ați pus în dezbatere publică încă de marți seară. Până pe 9 noiembrie înțeleg că va fi în dezbatere, va merge repede în Parlament pentru a fi adoptat și pentru a nu risca această a treia tranșă de la PNRR. E vorba de 3 miliarde de euro pe care statul român ar trebui să le primească. Dacă regia mă ajută cu aceste informații vis-a-vis de această nouă lege a pensiilor, și anume stagiul de cotizare, faptul că femeile vor ieși la pensie la vârsta de 65 de ani, eșalonarea, înțeleg, în această nouă lege se va întinde până în 2035. Femeile cu mai mulți copii, de altfel, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare pentru fiecare copil crescut sau înfiat până la 6 luni reducere. Vă rog, domnule Baciu. Da, așa este. Încercam să spun că noi primim aceste amendamente până pe data de 9 noiembrie, când legea este în transparență publică. Vreau să vă spun și despre acest beneficiu pe care le acordăm femeilor care au născut unul sau mai mulți copii. Practic, se face o reducere din vârsta standard de pensionare cu 3 ani și jumătate, cu maximum 3 ani și jumătate, și pentru fiecare copil născut se acordă 6 luni reducere față de vârsta standard de pensionare. Aș vrea să vă spun vis-a-vis de vârsta de pensionare. De fapt, este o egalizare a vârstei de pensionare, nu este vorba de o creștere a vârstei de pensionare. Vârsta de pensionare în sistemul public din România rămâne 65 de ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Și vreau să vă spun că avem decizia Curții Constituționale în care ne spune că, într-adevăr, femeile au fost discriminate pentru că nu au ieșit la aceeași vârstă de pensionare ca bărbații. Iar acest lucru se va face eșalonat până în anul 2035. Nu va fi o creștere bruscă odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. Se va face etapizat, astfel încât în anul 2035 atât femeile cât și bărbații vor ieși la aceeași vârstă de pensionare, respectiv de 65 de ani. Spuneți-mi, domnule Baciu, ce fac colegii de la casele regionale ocupați cu digitalizarea dosarelor? Când va fi gata aceasta? Suntem pe final cu acest proces de digitalizare. Practic, colegii mei de la casele teritoriale de pensii sunt capacitați astfel încât în cel mai scurt timp posibil să finalizăm acest proces. Ne apropiem de 95% procent de finalizare a acestor dosare, astfel încât credem noi că în foarte scurt timp vom reuși să finalizăm acest proces, care a fost un proces foarte, foarte greu, foarte anevoios, foarte complex, care va sta, de fapt, la baza recalculării tuturor dosarelor de pensie. Anul acesta va fi finalizată această digitalizare pentru ca apoi să puteți realiza softul pentru recalculare și de la 1 septembrie să fie puse în plată toate aceste recalculări? Cu siguranță, da. Noi chiar vrem să terminăm chiar mai repede. Procesul de digitalizare și de evaluare acestor dosare va fi finalizat anul acesta, astfel încât de la anul viitor va trebui, dacă avem legea deja publicată în Monitorul Oficial, să elaborăm norme de aplicare a acestei legi și după aceea avem și normele de aplicare a acestei legi finalizate, va trebui să, într-adevăr, cum spuneți și dumneavoastră, să facem un program informatic care să respecte întocmai legislația nouă în vigoare, astfel încât cu 1 septembrie oamenii deja să primească pensiile recalculate, să primească aceste beneficii.
Mulțumesc tare mult, domnule președinte al Casei de Pensii, Daniel Baciu, în direct și în exclusivitate aici la B1 TV. Vorbim așadar de o digitalizare a dosarelor care va fi finalizată anul acesta, urmând ca apoi să fie realizat softul pentru recalcularea pensiilor anunțate pentru anul viitor, respectiv punerea lor în plată de la 1 septembrie. Vorbim totuși de un efort bugetar semnificativ, Cristina Chiriac, pe care îl vede și doamna Silvia Petre, îl văd și pensionarii, îl vedeți și voi economiștii și vă întrebați de unde vor fi resurse financiare pentru aceste duble majorări, 1 ianuarie, 1 septembrie. E normal să ne întrebăm lucrurile acestea atâta timp cât știm că mai există o promisiune pentru salariile profesorilor, pentru că a fost o negociere. Cât timp urmează, au fost anunțate măririle de pensii și pe de altă parte ne uităm la declarațiile oficiale ale premierului României, care ne atrage atenția asupra faptului că avem un deficit bugetar mare și că toate aceste măsuri care s-au luat prin reforma fiscală erau necesare, dar nu suficiente pentru reducerea deficitului bugetar. Discutăm după pauza publicitară despre cum reducem deficitul bugetar, despre vulnerabilitățile bugetului de anul viitor și ce pune presiune, mare presiune, vreo 10 miliarde de euro asupra bugetului de anul viitor. Suntem primul guvern care face și indexare și recalculare în același an. Renegocierea PNRR în privința eliminării pragului de 9,4% din PIB pentru pensii depinde de adoptarea acestei legi până pe 20 noiembrie. Și nu aș vrea ca din cauza unor blocaje, mai ales în guvernul României, pensionarilor să nu se facă dreptate sau și mai grav, pensionarii români să aibă pensiile înghețate, cum au trecut unii în PNRR, până în 2070. Da, iată cu ce se laudă premierul Ciolacu, singurul, unicul și primul guvern care, Cristina Chiriac, face o dublă majorare a pensiilor într-un singur an. Și ce să vezi, an electoral, a intrat deja în campanie, nu? E atât de trist subiectul acesta, pentru că, să știți că România nu suferă doar pe zona aceasta a pensionarilor. Există o tristețe maximă și în rândul antreprenorilor. Și un principiu de bază pe care îl tot enunț, și nu neapărat eu că sunt macroeconomist, dar mai mari lumii acestea spun în felul următor: dacă vrei să reduci evaziunea fiscală, trebuie să flexibilizezi, trebuie să simplifici toate procedurile. Și mă uitam acum pe reforma fiscală și mă vedeam cât de simplificată e reforma la noi. Deci ajungi să-ți fie frică că ești supus greșelii în fiecare moment și greșeala nu are prevenție. Este sancționabilă pecuniar instantaneu. Eu, sinceră să fiu, mama mea e pensionară. Eu îmi doresc. Foarte sincer, îmi doresc ca pensiile să se mărească de două ori. Și nu doar pentru mama mea, pentru toți pensionarii din România. Pentru că pensiile sunt multe dintre ele la un nivel incredibil de greu de supraviețuit. În condițiile în care avem inflație, în condițiile în care prețurile cresc, orice s-ar spune, da? Să nu uităm de celebrele perioade când energia și gazul și petrolul au luat o razna, nu doar în România, ci la nivel mondial. În consecință, România trebuie să-și găsească un punct de stabilitate. Ce stabilitate, Cristina, când ne uităm, am făcut o scurtă analiză asupra presiunilor pe care bugetul de anul viitor, an electoral, super electoral, cu patru rânduri de alegeri, va fi, iată, sub presiunea și a majorării pensiilor, de care, iată, vorbește premierul Ciolacu, vreo 16 miliarde de lei, creșterea salariilor din sectorul bugetar, care se face anual, da, bugetarii au aceste majorări salariale, 8 miliarde de lei, drepturile pentru profesori, și aici vorbim de vreo 15 miliarde de lei, drepturile salariate câștigate în instanță de magistrat și care vor intra la plată de la 1 ianuarie 2024, încă 15 miliarde de lei, și vorbim în total de 54 de miliarde de lei, peste 10 miliarde de euro în plus, da, presiune pe bugetul din 2024.
Bine, o parte din sumele acestea o să primiți o explicație foarte clară că vor veni prin PNRR. O parte dintre aceste sume. Pe de altă parte, să știți că în situația în care noi nu o să facem față acestei presiuni fiscale, există acel instrument al îndatorării, chiar dacă gradul de îndatorare a României este foarte mare, la care am apelat de nenumărate ori și în 2019, și în 2018, și în 2020. Adică n-ar fi pentru prima dată, dar trebuie să ne întrebăm care sunt costurile. Cine suportă aceste costuri? Pentru că, păi, să știți noi, că în final, nota de plată se decontează din ceea ce am văzut până acum, o vom deconta cu toții. Adică chiar dacă decizia se ia la nivel politic și mediul de afaceri stă spectator, să știți că vom deconta împreună și împreună cu angajați, cu pensionari, cu guvern și așa mai departe. Nici mediul de afaceri nu prea stă spectator pentru că este lovit din plin de acest pachet de măsuri fiscale și mă uită doar la acel impozit de 1% pe cifra de afaceri care acum a devenit de 3 ori mai mare. 3%! De unde va plăti cel care până mai ieri achita, să spunem, 15.000 de lei acest impozit și acum trebuie să plătească 45.000 de lei. Pe mine mă surprinde un alt... Taie din salarii, concediază, se duce în prețul produsului final? Toate acestea sunt posibile, dar există un principiu european la care noi am aderat din 2007 și care spune în felul următor că întreprinderile mici și mijlocii sunt coloana vertebrală a oricărei economii. De aceea, la nivel de Uniune Europeană, avem 99,8 IMM-uri, pentru ca în situația în care vine un șoc economic, acesta să nu fie reverberat la nivel macro. În consecință, există această posibilitate ca cel puțin un sfert dintre micro-întreprinderile care sunt, mai sunt active, deci inactive avem vreo 745.000 de micro-întreprinderi, active sunt undeva la 60%, există posibilitatea ca din acest 60% un sfert să-și închidă activitatea economică. Dar așa cum o să ați mai auzit, e pagubă în ciuperci pentru că era o micro-întreprindere și așa mai departe, dar să știți că nu este așa. Pentru că micro-întreprinderile sau oamenii care aduceau valoare adăugată pe segmentul acela, o să-i vedeți în cealaltă parte, cea a asiguraților sociali, adică vor merge să ceară indemnizație de șomaj sau mai rău îi veți găsi pe categoriile de reprofesionalizare insuficient de bine dezvoltate în România. Și atunci e nevoie, pe de o parte, să avem un sistem bugetar reformat. Și aș vrea să nu închidem subiectul acesta, pentru că reforma în sistemul bugetar și prin digitalizare, dar și prin compensare sau comasare a unor funcții bine plătite, fie că vorbim de consiliile de administrație sau consilii de supraveghere sau vorbim de companii la care statul este acționar majoritar și sunt neperformante, restructurarea acestora ar putea să aducă un plus valoare. Pe de altă parte, mai există o sursă de finanțare, companiile la care statul este acționar majoritar și unde ar putea să vândă pe o piață liberă, competitivă, gen bursă de valori, pachete minoritare sau pachete semnificative. Dar pentru astea îți trebuie o viziune, îți trebuie o construcție. Noi vorbim aici și spui foarte bine acest lucru, însă crezi că în mintea politicienilor, a celor care ne conduc acum, mai este cuvântul ăsta, restructurare în an electoral? Cine ar trebui să ceva? Fie, pentru că România nu este formată doar din pensionari sau doar din persoane care au venituri minime. Există și acea elită sau oameni nișați, și sunt destul de mulți în România, care se uită foarte atent la mesaj, fie că este mesaj politic sau mesaj electoral, și ar trebui să fie din toate câte puțin. E adevărat că perioada este extrem de complicată. Eu vă spun, deci aceste 50 de miliarde de lei plus
cheltuielile pe care le are bugetul în sine, da? Deficitul pe care îl vom transporta din 2023 în 2024, n-am mai făcut rectificare bugetară, e am bine. Dat în acest buget paralel fonduri de rezervă, cum le-am denumit. Să știți că dintr-un punct de vedere e bine că nu s-a, cred că e primul an când nu s-a făcut așa reforma rectificare bugetară. Dacă vom aplica într-adevăr legea bugetului, adică pe 15 noiembrie vom pune dezbatere noul buget, intrăm într-un soi de normalitate și probabil că până în ianuarie vom avea buget, ceea ce e foarte bine din punctul acesta de vedere. Pe de altă parte, este clar că noi vorbim de o balanță. Cheltuieli bugetare versus venituri bugetare. Nu trebuie să fim mare specialist în economie să înțelegi că trebuie să existe un balans. Ai cheltuieli mai mari, venituri mai mici, e clar, vorbim de deficit bugetar. Invers, avem excedent bugetar și ne ducem și investim. Noi în permanență am avut această balanță dezechilibrată. Atunci, dacă ea, această balanță este dezechilibrată, trebuie să mai tăiem un pic din ceea ce avem. Avem niște priorități, pensii, perfect, ni le-am asumat prin PNRR, nu putem da înapoi. Avem profesorii, la fel, perfect. Dar dacă nu vom găsi sursele necesare pentru a acoperi aceste cheltuieli, pentru că aici crapă la venituri... Unde zici? Restructurarea aparatului bugetar? Da. Acolo? Da. Acolo e clientela de partid. Paolo, cum să intri acolo? Se poate. Puțin câte puțin, cu curaj. Premierul Ciolacu este un premier curajos. L-am văzut în niște măsuri total nepopulare, inclusiv pentru clica politică. Face. Nu neapărat. Pentru clica politică din care provine. Deci, eu spun că se poate. Dacă își pune în cap, va putea să facă lucrul acesta. Cred că este doar la un pas distanță. Adică, prefer să cred că nu a avut timpul necesar pentru a face lucrul acesta. Acesta și că îl va face în viitor. Are cu cine acolo în guvern? Are specialiștii? Nu știu, dar eu nu suspectez. Liberalii vor susține? Eli, să știi că eu nu fac prognoze pentru că nu am informațiile necesare, dar pot să spun că din punctul meu de vedere, multe din măsurile pe care le regăsiți în reforma fiscală nu au în spate specialiști sau consilieri cu macro-strategii și așa mai departe. Par mai degrabă niște măsuri care au fost simțite de la firul ierbii și aduse completate cu rigorile din PNRR, au ieșit niște idei. Poate de aceea nici nu avem acel impact bugetar să știm cât la sută se va reduce deficitul fiscal. Prea puțin, din păcate, cât să mai scoatem un pic capul la lumină. Mulțumesc tare mult, Cristina Chiriac, pentru prezență. Ne oprim pentru o scurtă pauză, ne reîntoarcem pentru că se fac calcule în interiorul partidelor. Ne pregătim pentru acest super an electoral 2024. Discutăm și noi alături de invitații mei. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în doar câteva minute.